Cu mulți ani în urmă, prin anii 82-83, fusese repartizat într-un district la capătul pământului, adică în Dobrogea, la Tulcea. Pentru că eram încă neîntărit, aveam un frate, era consilier la conferință, numele lui, prenumele este Ion. Și îmi povestea el, sigur, la masă, a mâncat la noi în familie, și spune, frate, când am intrat în lucrare, soția îmi spunea, Nelule, n-ar fi bine să ne cumpărăm și să avem și noi un loc unde să tracem după ce ieșim la pensie. Lasă, dragă, i-am zis eu. Păi, timpul scurt, vine Domnul. Era 80 și ceva. Și spune, uite, mă, mai am câțiva ani până la pensie și mă întreabă nevasta, păi, Nelule, unde ne-om duce acum când terminăm? Și el zice, n-a venit Domnul. Vă mărturisesc simțămintele mele pe care le-am avut când am intrat în biserică. Când auzeam pe Utan, la data aceea era secretarul general al ONU, care spunea că mările sunt otrăvite, nu mai e mult și viața se va stinge. Păi dacă mor coralii, mor tot, e sfârșitul. Și așteptam, zice, poate o fi ceva. Uite că e rândul meu să spun că nea Ion, ies și eu și unde merg. N-am să vin la Viena, pentru că Dumnezeu s-a îngrijit să am și eu un refugiu. Mulțumesc lui Dumnezeu mai mult decât am putut eu spera ca un păcătos. Totuși rămâne o problemă și problema asta e mare. Mi-amintesc că în Fapte, capitolul 1 din Cartea Faptele Apostolilor, când se strâng ucenicii și spun, Doamne, te duci, când vii, cât mai e? Și Hristos le-a spus, nu-i problema voastră. Voi vedeți-vă de Evanghelie, iar eu voi veni când e cazul. Știați că biserica primară, biserica secolului I, nu are istorie. Știți de ce? Ce rost are să scrii istorie când vine Domnul? Și abia din secolul II a început așa firav să apară câteva crâmpeie. Și nu avem, de fapt, în secolul I altceva decât Faptele Apostolilor și rapoartele păgânilor a lui Suetoniu, a lui Tacitus, a lui Plinius eventual. Deci nu avem nimic din partea bisericii, pentru că ei spun, noi care vom rămânea, auzi cum spune Pavel în 1 Tesaloniceni 4, de la 13 până la sfârșit, noi care vom rămânea, deci el era sigur că va rămâne. Și a venit? Unde e? Ce s-a întâmplat? Și sigur că oamenii își pun întrebarea, de ce? Ce mai așteaptă Hristos? Păi ne-a spus el în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 1 la 3, să nu vi se tulbure inima, mă duc să vă pregătesc locașul și când vă voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua la mine. Și acum mă întreabă copilul, dar cât mai are? Mai are pereți, acoperișuri? Câte moduluri mai are? Și răspunsul este, oare Hristos are nevoie de timp? El care spune... Zice și ce zice se face. Ce așteaptă Hristos? Oare am ieșit noi, creștinii mincinoși, că am sperat că Hristos își va împlini cuvântul, iată, eu vin curând. E o mică nuanță. Curând acesta în limba greacă, tahy, de acolo tahometru. Știu șoferii ce însemnează, că arată viteza. Tahy nu însemnează curând, ci repede. Și s-ar putea să se referă la faptul că atunci când va veni, nu va dura, nu se va desfășura într-un cine știe cât timp, nu, va fi o venire surprinzătoare și rapidă. Totuși, eu nu cred că explicația aceasta stă în picioare. Pentru că Mântuitorul nu se juca cu cuvintele și le-a dat speranță spunând, mă voi întoarce, pregătesc locașurile, și vin. Și dacă nu la Hristos e problema,
Dacă nu la el e problema întârzierii, atunci cine răspunde? Gândiți-vă câte generații de creștini, câte generații, dacă sunt 4 generații într-un an, într-o 100 de ani, gândiți-vă că înmulțițile, deși pot fi mai multe, gândiți-vă, au trecut 2000 sau 20 de secole și mai bine. Problema aceasta, înainte de a ne entuziasma, înainte de a ne încuraja, vine Domnul curând, trebuie să o rezolvăm. Iar rezolvarea, cred, că depinde de înțelegerea unei situații. Mă aflam undeva în Spania și am expus-o un punct de vedere. Erau câțiva colegi pastori care mă ascultau. Iar la sfârșit a venit cineva să mă în mod foarte frățesc, să mă provoace cu o rezolvare. Și am să mă refer. Este vorba de textul din 2 Petru, capitolul 3, nu e foarte cunoscut, unde spune, după ce descrie cum vor fi oamenii hulitori, vor contesta și potopul și a doua venire, și spune, ziua Domnului, de la versetul 10, va veni ca un hoț. În ziua cerului vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, și acum vine aplicația, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și mi se pare că de acum accentul sau reflectorul se focalizează pe ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând, și acum vine cuvântul cheie la care a fost provocat, și grăbind ziua Domnului, venirea zilei lui Dumnezeu, în care celui aprins se vor trece, și așa mai departe. Dragii mei, avem noi un rol în a determina sau condiționa, a grăbi revenirea zilei Domnului. După ideea prezentată, colegul a venit și a spus, frate, există o înțelegere pe care o susțin unii teologi, poate mai mulți teologi, și anume că grăbind, nu se referă la ziua aceea care trebuie grăbită, ci grăbindu-vă voi. M-am uitat și eu în versiunea greacă, nu sunt elenist, dar mă descurc și cu un dicționar și cu oricine se poate descurca. Și să știți că există și opțiunea aceasta, dar nu doar. Vă zic că este opțiunea voi să grăbiți ziua și voi să vă grăbiți pentru ziua. Pe care o alegi? Care e cea bună? Sigur că aici există o logică. Nu poți să spui grăbindu-vă voi, doar ca să scuzi eventuala, știu eu, problemă teologică ce se naște din faptul că noi contribuim la hotărât data venirii Domnului Hristos. Contribuim sau nu? Păi nu, cum? Sau da, cum? A hotărât Dumnezeu un punctus maximus, terminus. Când spune atunci, indiferent că sunteți gata sau nu, eu vin. Ați rămas pe drum, n-ați ajuns la gară, n-ați urcat în tren, am sunat și am plecat. Sau Dumnezeu are un interes pentru om. Și să vă dau un mic exemplu. Să spune că sunt la spital, m-au tăiat, m-au cusut și acum, după ieșirea din anestezie, vine doctorul la contravizită și eu zic, domn doctor, ce e? Prima întrebare a oricărui bolnav, când îmi dai drumul acasă? Și doctorul scoate din buzunar, știu, o cărticică și unde spune, la tine, la boala ta, sunt 3 zile și jumătate. Așa zice doctorul? Dar ce zice el? Păi bă, Ioane, depinde. Că dacă te faci repede, 2 zile pleci. Dacă nu, te țin 3 luni. Cine hotărăște ieșirea
foaia de ieșire. Nu hotărăște doctorul din peniță, ci condiția în care sunt eu. Vă să zic că planul de mântuire are doi actori. Dumnezeu, Domnul Hristos, El a murit pentru toți, toți să fie mântuiți. El e jertfa de răscumpărare nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi, întâi în 2 cu 2. Păi dacă Hristos a răscumpărat pe toți, de ce nu îi poate mântui pe toți? Simplu, pentru că sunt doi actori. E Dumnezeu care a făcut și acum este bolnavul, medicul și bolnavul. Și bolnavul hotărăște cât să mai amâne Hristos. Prin 1987-88, o mamă disperată a venit la biserică, eram la cort. Acolo era biserica grandă, demolată de Ceaușescu, s-a mutat într-un cort. Și spune, frate, băiatul meu, un copil de 9 ani, cred, e internat la Policlinica Caraiman, avea sus o secție de spital, pentru copii de leucemie. 91 de copii între câteva luni și 17 ani bolnavi de leucemie. Asta am văzut eu. Vino repede și roagă-te pentru copil. Sigur că m-am dus. Când am intrat în holul, deci am ajuns la etajul 1 și acolo era un degajament. Era o oglindă și o fată într-un capot își făcea părul și nu știa că va muri. Dramatic. M-am dus lângă copilașul acela, era un salon de vreo 4 paturi. Am ieșit afară și am plâns la urmă. Hristos oare cât timp suportă? Pe mine nu mă doare că nu sunt ai mei, dar dacă ar fi ai mei, aș muri. Dar toți sunt ai Lui. Cât mai așteaptă Hristos? Oare de El depinde această îngrozitor de îndelungată amânare? Sau este responsabil cum ar trebui să fiți noi oamenii? Vedeți, nu e ca la CFR când Dumnezeu are orarul și fie că ești gata sau nu, pip, trenul urlă. Și pleacă, opriți, nu mai oprește. Dumnezeu e plin de iubire, de har și vrea salvarea omului. Iar ceea ce va determina sau ceea ce va grăbi venirea zilei Domnului este un singur lucru. Vă amintiți cum vorbește Mântuitorul în parabole în Matei capitolul 13 cu parabola neghinei și a grâului, parabola peștilor, a năvodului, și anume când secerișul va fi copt. Iar aici, secerișul uman nu depinde de meteo, nu depinde de intensitatea solară, depinde de istoria pământului, când acest pământ va fi copt pentru seceriș. Eu sunt sigur că și îngerii bat la ușa Mântuitorului, Doamne, hai mai repede, uite, mor. La 6 secunde moare un copil de subnutriție în lume. 6 secunde. Gata, a murit unul. Pe Dumnezeu îl doare și îl vrea. Numai că el așteaptă ca omul să devină conștient sau, și atenție, sunt doi factori care pregătesc secerișul. Factorul 1. În Matei 24 cu versetul 14 este primul și cel mai profund serios factor, pentru că Dumnezeu este foarte interesat ca toți sau cât mai mulți să fie câștigați. Știți ce spune versetul 14? Evanghelia aceasta împărăției propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Și eu nu cred că a fost o epocă în care Bibliile să ne ajungă la toți. Păi aici, în Viena, în Gazda, unde stau, o Biblie în arabă. Extraordinar. Și se dau Biblii. Și se împarte, da, Biblia e prea puțin, că oamenii astăzi preferă să vadă. Și știți că există canale de televiziune
Biserica noastră, ca să grăbească secerișul, a instalat două, și asta cu vreo 20 de ani în urmă, a instalat două stații puternice de radio cu bătaie mondială. Unul se află în Forlì, este un oraș nu departe de Ravenna, în Italia, care bate în toată lumea Maghrebului, a Maghrebului și a Levantului, adică Africa de Nord și până în Asia Mică, în lumea arabă. Nu putem ajunge acolo, că legile nu ne permit. Dar 24 de ore din 24 se emite în limbile unde nu poate ajunge omul. Iar a doua stație foarte puternică, care bate în toată Asia, Extremul Orient și spre Asia, știu, centrală, este pe insula Guam, în arhipelagul Marianelor. Deci, dragii mei, oamenii au posibilitatea și Dumnezeu se îngrijește ca Evanghelia să ajungă la cât mai mulți. Unora le dă visuri. Nu vreau să vă povestesc că mi-a luat timp. Am cel puțin două cazuri în care oamenii au avut vizita unui înger care le-a spus, ești gata, pregătește-te. Și acela a scris la Amazing Facts, care a trimis pe cineva și era un sheik dintr-o țară arabă. Și a spus, când a rămas uimit că știe tot, a spus, mai am încă 80 de oameni cu care studiez. N-am timp să vă povestesc. Mai este însă un al doilea factor care coace secerișul și acest factor e sumbru. E diavolul. Niciodată lumea n-a fost în condiția atât de ateie, atât de apostaziată ca astăzi. Păi, să luăm pe rând, păgânismul, spiritismul, materialismul, senzualismul și toate aceste lucruri care bătucesc, care anesteziază senzorii spirituali. Știți că dacă îți merge bine și ai mâncat de, ți-ai umplut burta și n-ai treabă, nu mai ai interes pentru cele duhovnicești, pentru că ești sătul, ești blocat. Iar noi, lumea de astăzi, păi e o lume consumeristă. E o lume în care, știu, ofertele creează nevoi inexistente și toți umblă, suntem afectați mai mult sau puțin și noi, după gadget-uri, după ocazii, după, știu eu, cum îi spune aici, când este solduri, acțiuni, după acțiuni. Dragii mei, pământul acesta se află cu adevărat sub razele intense ale diavolului, care și el are interesul ca în coacerea secerișului să adune cât mai mulți de partea lui. Nu care avea vreun câștig, știe că va pieri cu ei, dar să creeze cât mai mare durere stăpânului. Vreau să vorbesc acum despre acest al doilea mod de pregătire, de coacere a secerișului lumii. Și am să încep cu începutul istoriei. Și anume cu Nimrod. Dacă citești în Geneza, capitolul 10, acolo spune că Nimrod a devenit puternic pe pământ. Și a construit un turn și a vrut să dea un nume și tot să aibă aceeași stăpânire. El a fost primul globalist care a făcut din citadelă, din oraș, modalitatea perfectă de control a întregii omeniri de atunci. Visul lui Nimrod a fost blocat, parat de Hristos prin înmulțirea limbilor. Numai visul acesta lui Nimrod, ca tot pământul să stăpânească, să fie stăpânit de un singur om, de o singură forță, a dăinuit de-a lungul istoriei. Și nu pentru că omul în sine ar avea ce face cu mai mulți, dar e vorba de luciferism, e vorba de a fi mai sus, iar competiția alimentează luciferismul. Cine e mai mare?
sări peste istoria 2000 de ani, anii creștini, las la o parte și epoca antică cu marile imperii, Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma. Mă refer la timpurile noastre. Ce știți? Unde se află Pământul? Cât mai e? Eu nu cred că Dumnezeu este și-a calculat timpul venirii sale când Pământul în sine se va nimici. Am urmărit destul de mult într-o vreme să văd ce-i cu coralii, ce se întâmplă cu aciditatea mărilor sau ploilor, ce se întâmplă cu defrișarea pădurilor. Să știți că într-o vreme, prin anii 80, în fiecare an deșertificarea mai mușca cât o țară, era refugeul atunci, cât refugeul. Deci an de an, Pământul devine din ce în ce mai nenorocit și Martin Rees este astronomul Angliei, astronomul regal se numește, adică cea mai distinsă persoană, Martin Rees, în 2005 scria o carte în care spunea probabil în 2050 Pământul nu va mai fi sustenabil. Și soluția? Păi probabil colonizarea lui Marte. Elon Musk s-a și implicat în proiectul Mars One, se numea proiectul Marte 1. Și anume a selectat, a făcut un concurs, niște fizicieni nobeliști, niște miliardari au mai scos parale, s-a abandonat. Pentru că oricât ai vrea, chiar dacă ai face acolo o mini-rezervație, nu poți să populezi Marte, pentru că nu e o atmosferă, nu e apă, n-ai cum. Pământul, chiar dacă Pământul s-ar distruge în 2050, nu acesta este termenul. Pentru că nu criteriile exterioare, dispariția florei, faunei, se spune că dacă dispar albinele, dispărem și noi. Pentru că este un lanț trofic, un lanț al sustenabilității Pământului. Nu acestea, ci singurul criteriu major este distrugerea sau deteriorarea până spre punctul irreversibil al speciei umane. Exact cum s-a întâmplat la potop. La potop, Dumnezeu n-a îngăduit ca creațiunea lui, omul, coroana creațiunii, să fie pervertită într-un hal care să-i schimoloseze chipul Domnului din om. Și atunci a intervenit cu potop să salveze omenirea. La ora actuală, uitați-vă numai la filozofia relativistă, pluralistă, care există în lume. Nu mai există moral, nu mai există bine. Tu hotărăști propriul tău sistem moral, nimeni n-are voie să te judece, toleranță. Deci toate acestea orientează pe om spre un întuneric beznă. Aseară m-am întors de la biserică și cred că adrenalina era încă high, era sus, pentru că fiecare eveniment mă angajează. Și am deschis YouTube-ul să caut ceva de sabat, creaționism. Numai că acolo a apărut un film despre o oarecare duduie, o tânără belă, frumoasă, aranjată și spune, aceasta și-a bătut joc de Hristos și iată ce s-a întâmplat. Și am fost interesat ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat ce mă așteptam. Am văzut, a expus toată filozofia femeii. O femeie frumoasă, crescută în biserică, care la un moment dat spune, când a ajuns la vârsta de 18 ani, a simțit că e fluidă, era expresia ei, că parcă nu e chiar femeie, că ar putea să fie bărbat. Și a înlocuit termenul she cu it sau cu he, nu mai știu exact. După aceea, parcă iar se simte femeie și spune, eu sunt fluidă, eu tot timpul sunt alta. Stai, Dumnezeu, ce spune femeia asta? Asta nu are personalitate, nu știe cine e. Și din asta se făcea, știu eu, un star. Iată cum e un star, care nu știe cine e. Când fetița mea, Irina, era mică, o întreba la cor, ce mai faci? Ea zicea, nu știu ce fac. Dar sigur, era de 3 ani și normal că ea putea să zică, nu știu ce fac. Dacă domn mare, când un star spune, nu știu cine sunt, păi înseamnă că omenirea deja a deraiat. Și cât a deraiat, rămâne de văzut. Vreau să vă spun să paralel cu această stricare a
individul, a speciei umane, este încă un alt rău. Și Apocalipsa este foaia de parcurs al istoriei evenimentelor finale. Deci Apocalipsa descrie sfârșitul timpului. Și dacă citim Apocalips 13, un singur verset citesc, nu vreau să facem profeție aici, doar ca să știți că ceea ce vă spun eu se îndreaptă ireversibil spre acest punct. Și a făcut ca toți, fiți atenți, e vorba de toți locuitorii Pământului, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta și așa mai departe. Nu mă interesează acum 666, adică nu e subiectul nostru. Dar atenție că va fi un moment, iar momentul acesta este chiar momentul care decide pe împăratul împăraților, pe Hristos, să rupă timpul, să coboare, să spună stop. Și aș vrea pe marginea aceasta să vă spun câteva lucruri. Aș vrea să prezentăm câteva slide-uri din clipul pe care vi l-am dat. Dacă vă uitați atent, ăsta se numește Doomsday Clock, adică ceasul sfârșitului. Mă dau la o parte ca să se vadă bine. Observați, fizicienii atomiști l-au stabilit, l-au pus pe rol după bomba atomică. Și las la o parte modul cât au considerat ei că mai e până la sfârșit, după pericolul pe care l-amenința atomul. Vă spun doar că dacă în 1995 mai erau 14 minute până la miezul nopții, și interesant că anul 2050 este presupus când Pământul nu va mai putea sufla, va îngheța. Uitați-vă numai că noi în 2020, a fost ultima datare pe care am putut obține, mai erau 100 de secunde. Au trecut 2 ani jumate. Să nu credeți că s-a relaxat. Pe cu războiul din Ucraina tremură spatele tuturor. Că oricând s-ar putea un nebun, că sunt mai mulți nebuni în tot jocul acesta, să apese butonul roșu. Și atunci, inevitabil, poate că ne vedem pentru ultima oară, cine știe. Iar oamenii efectiv sunt speriați. Aș vrea să vorbesc despre World Government Summit. Ceea ce vedeți dumneavoastră, atenție, World Government, Guvern Mondial. Dacă nu mă înșel, din 2013, deci sunt 10 ani, de când marile puteri, nu pot să spun tot că nu am cum, nu am timpul, dar sub binecuvântarea ONU, pentru că ONU este un instrument foarte util pentru această mare, știu, contopire și unificare, fie că vrei sau nu. Din 2013 se întâlnește anual Guvernul Mondial. Există deja. E guvern în exil, o să spui. Încă n-are țara. Dar iau planuri, ei fac programul. În 2022 a fost Guvernul Mondial, uite, 29-30 martie, în Dubai. Acolo are loc întâlnirea. Sunt condiții super. Este și foarte bine că există o confluența Estului cu Vestul, suntem binevoitori și față de musulmani, și față de creștini, și față de toate celelalte orientări culturale. Guvernul Mondial, aș vrea să vedeți că nu este singurul organism. Priviți, vă rog frumos, World Economic Forum. Și acolo, dacă intri în World Economic Forum sau Forumul Economic Mondial, vei găsi The Global Goals, țintele sau obiectivele globale. Și este așa numita Agenda 2030.
Știți ce vrea Agenda 2030? Ați auzit de The Great Reset, Marea Resetare? E în gura oricui, Marea Resetare. Și ce vrea resetarea? Știți ce este o resetare? S-a blocat computerul, ce faci? Apeși și resetezi. Se șterge tot și se încarcă din nou programul de la zero. Aceasta este Marea Resetare. Dar ce se vrea? Aș vrea să prezint treptat. Iată, este membru al Parlamentului danez, SUS. Bun venit în 2030, nu dețin nimic, n-am nicio privatețe, dar niciodată viața n-a fost mai bună. Iar jos tânărul spune, sunt din World Economic Forum, nu voi mai deține nicio proprietate și voi fi fericit. Știți ce este aceasta? Este comunismul în sfârșit realizat. Fac o paranteză. Comunismul trâmbițat de Marx și Engels, care a adunat sărăcimea întâlnire comuniste, au un nume, Internaționala I, Internaționala II, a reușit să se instaureze în Rusia bolșevică și lucrurile au mers atât de rău încât comuniștii, pe măsură ce lucrurile își arătau mizeria și distrugerea tot ce era bun, de la cultură până la realitatea sau aseturile, valorile industriale, agricole, au spus greșit, greșit. Și în 1924, dacă nu mă înșel, s-a alcătuit de la Frankfurt, așa numită școală de la Frankfurt. Căutați pe internet și vă lămuriți. În care niște gânditori, filozofi, au spus foarte greșit. Nu așa trebuie marxismul. Nu trebuie de sus în jos. Și nu trebuie marxismul să înceapă economic. De aceea a greșit, a dat faliment. Pentru că oamenii erau cu mintea, cu cultura lor în Rusia țaristă și ăștia voreau o economie și un sistem de producție care nu era potrivit cu mentalitatea. Trebuie să schimbi mentalitatea. După aceea și restul. Și această școală de la Frankfurt, în care erau, vă spun, personalități, erau oameni despre care au învățat la estetică sau în filosofie, au spus, trebuie să introducem marxismul, comunismul altfel. Cum? Cultural. Trebuie să umblăm la cultura oamenilor. Și dacă schimb cultura, ei vor fi pregătiți. Și, dragii mei, ceea ce vedeți la ora actuală în Statele Unite și în Europa, în UE, în care tare ne-am bucurat în 2007 că am intrat, am intrat ca un peștișor în plasă. Acum în plasă e mai bine, că nu mai vine rechinul. Adică sunt totuși niște lucruri care te ocrotesc. Sunt și avantaje, dar toate de ordin material, nimic de ordin spiritual. În schimb, ți se cere ceva. Și marxismul cultural se diseminează în toate universitățile americane și europene. Pentru că problema este să creezi o nouă generație de tineri care gândesc altfel decât părinții lor. În anii 60-70 a avut loc counterculture, revoluția contracultură, sau liberation movement, mișcarea de liberare. Care a avut eliberarea negrilor, necesară, eliberarea femeii de sub, știu eu, restricțiile familiei, eliberarea sexuală odată cu, în anii 64-67, Johnson Lyndon a pus pe piață contraceptivele și acum, gata, sunt libere că nu mai am urmări, pro-choice. După aceea a venit eliberarea sexuală prin pornografie. Atunci s-au născut și primele reviste care promovează orice. Nu am timp să vă spun prea multe, dar în 1995, la Beijing, la al patrulea
Congres Mondial al Femeii sub egida ONU, s-a hotărât sexualizarea copiilor prin orice mijloc. Și cine vrea, îi dau pasaje din Diprese, din a doua, cea mai vestită publicație cotidian austriac, în care se spune, nu trebuie predată virtutea în școli, ci plăcerea, satisfacția. Rupeți, și asta spune la Beijing, opriți influența părinților. Părinții trebuie blocați de a nu mai transmite cultura, de a nu mai transmite reperele iudeo-creștine. Vrem o nouă generație ruptă. Și la ora actuală asta se și încearcă. Izolarea părinților. Părinților să le dai cât mai mult de lucru. Pe copii să ții în grădință și în școli până la 6 seara, când nu mai pot, chiar dacă ai vrea să spui ceva, ei sunt terminați. Și atunci statul îi formează. Spuneam despre comunismul, marxismul cultural. Acest marxism este în plină vogă. Acest marxism are câteva principii de promovare a minorităților. Femeia era minoritate, negri erau minoritate, LGBT erau minoritate interzisă. Ei trebuie acum să fie puși sus, iar restul, conform corectitudinii politice, să fie dedesubt. Majoritatea să-i fie rușine să stea jos. Nu mai este meritocrația, adică omul, prin calitățile lui, ocupă un post, ci este corectitudinea politică. Tu stai jos. Da, creștinii sunt majoritari, n-au voie, au fost destul sus, acum trebuie să stea jos. Iar World Economic Forum, pentru că aici am ajuns, este organismul ocultat, destul de neînțeles. Dacă cauți tu despre Klaus Schwab pe internet, nu găsești decât trei rânduri. Că e inginer cu 19, dacă nu mă înșel, doctorate honoris causa. Ei, frate, de ce a făcut ăsta? Păi a strâns pe oamenii, el, dar cine este el? E ghiță. Ei, nu, în spatele lui sunt cei care l-au pus pe el în față, iar el este cel care e prezentatorul celor tari. Și acolo s-au strâns toți magnații lumii. Vă spun, dragii mei, este pentru prima oară în istoria lumii când proiectul Nimrod prinde contur. O nouă ordine mondială. Aș vrea să mai văd un clip sau două și după aceea vă mai spun și ar mai vedem. Ce urmărește noua ordine? Vă spun foarte pe scurt. Mai întâi de toate vă amintiți desfințarea proprietății. Nu mai dețin nimic. Cum e posibil? Păi foarte simplu. Dacă vine o penurie că nu vă mai puteți plăti taxele, ca să trăiți, trebuie să cedați ce aveți. Și aveți grijă să fie penurie economică, energetică, de toate. Și atunci faceți orice numai să trăiți. Ca Iosif în Egipt, vă amintiți. Mai întâi bani, apoi turmele, apoi pământul, apoi sufletele și deodată. Ei bine, ce vedeți aici este supraveghere totală. Eu am mai spus câteva lucruri la tinerii cu care ne-am întâlnit în cursul săptămânii și pentru ei poate că mă repet puțin, dar nu vreau mult. 5G, rețeaua 5G este absolut necesară, oricât de dăunătoare ar fi, pentru monitorizare totală. Și monitorizarea totală e posibil doar prin 5G. Dar știi ce fel de monitorizare? Nu apare aici. Rămâne imaginea. În China există deja monitorizare totală. Și mă voi referi la China la momentul potrivit. Dă-i înapoi puțin. Al treilea obiectiv al World Economic Forum este CBDC. Central Bank of Digital Currency. Este sistemul prin care banii tăi, munca ta transformată în bani, nu-ți mai aparține. Adică tu ai bani, nu mai poți să iei în buzunar. Pentru că ei sunt toți în banca digitală. Deci dispare lichiditatea. În Suedia deja vreo 15% mai folosesc lichid. Ceilalți sunt toți. Bine, acolo sunt bănci, nu vor mai fi bănci, ci toate băncile vor depinde de această bancă centrală de criptomonede, am spune noi,
valută digitală. Nu doar clientul băncii este urmărit, ci banul. El nu poate merge de la tine spre cineva care nu are dreptul să-i folosească. Banul este limitat, strict, la ce vreau eu. Dacă vine o criză și ți se spune n-ai voie să cumperi decât 2 kg de făină pe lună. Și tu spui, domnule, am bani, mă duc și cumpăr. Dai cardul, n-aveți dreptul decât atât. Nu mai poți folosi banul. Mai mult decât atâta, banul devine vouchere. Dacă nu-i cheltui, câți bani ai? Milion sau sute de mii. Dacă nu-i cheltui în termen, 6 luni, nu mai e nimic. Voucherul este termen limitat. Dragii mei, fiți atenți, lucrurile acestea nu sunt de la mine. Intrați și veți vedea. Al patrulea punct, care l-ați văzut deja, datorită monitorizării totale, se creează așa numitul sistem de credit social. Adică, dacă unul din voi se manifestă ostil față de, știu, guvernul bolșevic mondial, pentru că va fi marxism absolut, comunism reușit de data asta. Dacă cineva îndrăznește să nu voteze, să nu spună Heil Hitler în momentul în care se cere un act de închinare, e monitorizat total, el va primi un scor foarte coborât. La ora actuală, în China operează scorul de credit social și vreau să știți că într-un singur an, peste 15 milioane de chinezi n-au putut folosi trenul și avionul, pentru că au un scor coborât. De acum ești rob. Și ce să mai spun eu? Vă mai spun ceva. Ăsta e Klaus Schwab, omul, adică cel ce promovează o nouă rânduire. Forumul, țineți minte de China, Forumul Economic Mondial va continua să colaboreze cu China pentru contribuții mai mari în a crea o societate armonioasă pentru pace, prosperitate și bună înțelegere. Asta este lozinca și a comunismului, și a nazismului, și a oricărei, oricărui proiect de dominare totală și de subjugare sau suprimare a drepturilor omului. Aș vrea să vă citesc câteva lucruri vis-a-vis de guvernul mondial, despre World Economic Forum. Da. Klaus Schwab are un consilier. Poate că despre el ați auzit. Îl cheamă Yuval Noah Harari. E doctor, a scris cărți, s-au tradus în germană, istoria omului, Homo sapiens și așa mai departe. Omul e deștept, briliant și rău. Ascultați câteva citate. Datele informatice, nu digitale, pe care le avem noi, ar putea ajuta elitele umane, e citat, nu zic de la mine, dacă vreți găsiți vorbirile lui pe YouTube și pasajul. Vor putea ajuta elitele umane să facă ceva și mai radical decât instaurarea unor dictaturi digitale cu ajutorul manipulării organismelor. Elitele ar putea să capete puterea de a reconstrui viitorul vieții, pentru că din moment ce poți manipula ceva, vei putea de asemenea să-l reconstruiești. În curând, cel puțin câteva guverne vor avea posibilitatea să modifice genetic, sistematic oamenii. Astăzi avem tehnologia să manipulăm oamenii la scară largă. Nu ar trebui să lași o criză bună să se ducă pe apa sâmbetei. Peste 100 de ani, lumea se va uita în urmă și vor identifica epidemia de coronavirus ca fiind momentul în care un nou regim de supraveghere va prelua controlul, în special supravegherea sub piele. Acum oamenii sunt animale modificabile și vă spun, jocul cu tot felul de soluții medicale, vaccinul sau altceva, au loc în acest proiect al lui.
Acum, oamenii sunt animale modificabile. Toată concepția asta că oamenii au suflet și spirit și libertate de alegere, am terminat cu toate acestea. Ați auzit? Vom deveni înregimentați ca băcuțele sau oile cu număr și nu mai poți să alegi. Matrix. Aș vrea să mai citesc altceva. Mai dăm o imagine. Vreau să vă spun că în Australia deja operează un credit social. Bine, sunt chestiuni introductive. Căutați mai multe, pentru că dacă vrei, găsești informații. Next. 13 iunie 2019. Ce vedeți acolo? E uluitor. ONU, parteneriat între secretarul general Guterres și președintele Klaus Schwab, pentru, atenție, mergem prea încet, accelerarea implementării agendei 2030 pentru dezvoltare sustenabilă. Agenda 2030 a fost hotărâtă în mai multe locuri și agenda 2030 spune că marea resetare trebuie să se opre, să se realizeze cel târziu până în 2030. Next. Și acum îl cunoașteți pe nenea. El spune la 21 martie 2022, suntem un an de zile în urmă, a sosit vremea ca lucrurile să se schimbe. Este momentul să se instaureze o nouă ordine mondială și noi, America, noi o vom conduce și vom uni restul lumii libere în acest caz. V-am citit textul din Apocalipsa 13, vă amintiți? Tot pământul, toți locuitorii, mici și mari, bogați, săraci, sunt monitorizați, sunt controlați. A apărut însă un nou personaj. Este Klaus Schwab, e Biden, dar cine este cel care este predominant în această poză? Vreau să vă spun câteva lucruri. Încep cu ceva. La 1 mai 2017, jurnalul Express din Marea Britanie, nu este o foaie, știu, subterană, publică cu litere mari, vă dau citat, intervenție divină. Liderii UE se vor îndrepta spre papă cu privire la planurile de a reînvia blocul frământat, blocul Uniunii Europene. Juncker, Timmermans și șefii de la Bruxelles, citat, speră că pontiful poate oferi leadership-ul care le lipsește pentru a rezolva crizele debilitante ce sfâșie blocul UE. E citat mai departe. Cred că Papa Francisc este supremul lider mondial, care în aceste situații are dibăcia și viziunea pentru a ne spune lucruri ce depășesc banalitățile politici. Oameni buni, ce spune Apocalipsa? Că nu va fi vorba doar de o nouă ordine politică cu un mare Biden în vârf. Nu, avem nevoie de cineva mai presus. Nu doar Schwab. Avem nevoie cineva, un lider singur care poate să aibă autoritatea. Iar Apocalipsa spune că toți aceștia care vor fi monitorizați și mici și mari, bogați și sărați, toți locuitorii Pământului, vor fi supuși la o agendă spirituală, religioasă, de închinare. Iar aceasta confirmă profeția Apocalipsei. Am să vă citesc câteva lucruri vis-a-vis de eminența din Vatican. Așa. Mai întâi de toate, nu știu dacă știți că nenea Biden, nenea Bergoglio este iezuit. Și nu știu dacă știți ce este un iezuit. Da, e un călugăr, nu, nu-i destul. Iezuiții au fost Ignazio de Loyola, ea înființat în 1536, în 1540 și ceva au fost, 40 au fost binecuvântați de papa și constituiți ca o armată. Pentru cine? Pentru protestanți.
protestantismul trebuia să fie sugrumat. Și cum vă spuneam, proiectul Loyola sau a iezuiților, care se semnează l'armée de Jésus, jezuit, de acolo iezuit, de la Isus, deci armata lui Isus, este un sistem quasi-militar. Un sistem în care soldatul răspunde la superior. Superiorul la cel mai superior și este superiorul general, care este generalul sau papa negru, se spune. În Carta Iezuiților există prescris o condiție. Niciun iezuit nu poate ocupa poziții ierarhice, nici măcar la nivelul mai jos sau mai de mijloc sau de sus al bisericii. Ei sunt la ordinele papei și ale sistemului ierarhic. Ei nu sunt în ierarhie. 2. Iezuiții au o altă morală etică. Ei au voie prin cazuistică. Știți ce este cazuistica? Este procedura prin care eu pot spune ceva cu gura și să corectez în minte cu un nu și eu sunt corect față de mintea mea, dar sună exact invers. Ai fost și ai spus, ai dat mesajul, în minte zic nu și eu zic cu voce tare, l-am dat. Și eu sunt corect, e cazuistică. Eu sunt corect față de conștiință, l-am dat. Înțelegeți? Și în felul acesta eu sunt un mare manipulator. Iezuiții a fost armata care trebuia să nimicească mișcarea protestantă. Istoria lor e mare, vreau să vă spun că din 1774, timp de 40-41 de ani, dacă nu mă înșel, până când Napoleon i-a repus, au fost interziși chiar de papa. I-a scos de sub lege, i-a desfințat, pentru că ajunseseră atât de puternici încât dictau, știu eu, politica eclesiastică. Vreau să știți că iezuiții nu se supun doctrinei. Ei au mai mare libertate, cazuistica. Ei pot să meargă pe alte proiecte. Ei să vadă altfel lucrurile. Și atunci ei trădează mersul teologic, doctrinal. Nu contează. Important e ca ei să-și realizeze scopul. Și iată, dragii mei, că în 2013 un papă doctrinal, dezavuat, batjocorit în lume, fără credit, Benedict al XVI, pentru că el vrea catolicismul și doctrina să câștige lumea. Este dat la o parte. Nu discutăm, pentru că niciun papă n-a mai fost dat la o parte, ca să vină un iezuit. Am să vă citesc ce scrie National Catholic Report din 12 martie 2014. Francisc acționează ca un franciscan, dar gândește ca un iezuit. Observați? El deseori lăuda și retenia sfântă a iezuiților. E citat din National Catholic Report. Un alt fragment, adică las. Ce spune el? În cartea, în enciclica Laudato Si, din 2015, la capitolul 5, el spune următoarele. Fac apel pentru stabilirea unei puteri noi, radicale, căreia să îi se dea controlul în lume. Și nu încălzirea globală. Vrem o lume unitară cu un plan comun. Mai departe. Vorbeam despre iezuiți. Trebuie să spun ceva despre ei. În 2013, Francisc, în Evangelii Gaudium,
spune, noi nu suntem luterani, ortodoxi, evanghelici, catolici. Noi suntem una. Uniformitatea nu e creștină. Unitate în diversitate. Să acceptăm diferențele. Iar cel ce produce diversitatea, acest haos creștin, e Duhul Sfânt. Nu mai înțeleg. Eu n-am capul gândirii iezuite. La Republica, este o publicație italiană, 1 octombrie 2013. Francisc are ambiția de a strânge toate diversitățile, atenție, creștine și necreștine în staulul Romei. E citat, deci nu de la mine, vă pot da documentele. Catholic World Report, 5 septembrie 2014. Citesc din Francisc, adică din, nu știu, nu sunt cuvintele lui, ci sumarul pe care editorialistul îl face. Experiența a dovedit că metoda veche de a întoarce pe fiii rătăciți la staulul învățăturii apostolice e zadarnică. Noua evanghelizare lucrează altfel, fiți atenți, nu dogmatic, ci harismatic. Știați dumneavoastră că în mișcarea harismatică sunt 600 de milioane, dintre care 160 de milioane sunt catolici. Apropo de harismatism, Spiritual Friend, 1980, pagina 18, spune: mistica este singura punte largă spre toate celelalte religii. Și foarte interesant, atenție, când în Apocalipsa, capitolul 17, profetul Ioan pe Patmos vede marea desfrânată, mama tuturor desfrânaturilor, călărind, îmbrăcată în stacojiu, îmbătată cu sângele sfinților, călărind o fiară de culoare stacojie, pe frunte avea scris un întărit nume. Știți care e primul nume? Nu Babilonul cel Mare, nici mama desfrânaturilor pământului. Astea a 2 și 3. Primul nume este Mysterion, adică misterul. Și religia babiloniană, de unde vin misterele, ori de câte ori misterul substituie înțelegerea și rațiunea, acolo este Babilonie. Eram la o mormântare în Brașov, a unei foste studente de la conservator. Și era un preot inteligent. Adică a vorbit, mi-a plăcut. Din când în când însă ajungea la un punct. Ei, și cum se explică chestia asta? Aici e o taină. Deci, în momentul acela, se aburește tot Mysterion. Și ascultați ce spune despre mister. În cartea iezuitului Anthony de Mello, numit Satana Sadhana, Sadhana, calea spre Dumnezeu, apărut în 1984, scrie următoarele. Misticismul oriental este îmbogățirea spiritualității creștine, adică yoga, adică hinduismul, budismul, e spiritismul care îmbogățește. Iezuitul Jacques Dupuy, în cartea din 2002, e recentă și nu pot să spui că este un rudiment din alte epoci. Cartea se numește Spre o teologie creștină a pluralismului religios. Ăștia sunt iezuiții. Scrie, și vă rog, țineți minte, e dur. Religia viitorului va fi o convergere generală a tuturor religiilor într-un Hristos universal care le va satisface pe toate. Tradițiile religioase sunt doar părți ale planului lui Dumnezeu pentru omenire, depinde care Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt operează în mod real în budism, hinduism și în toate celelalte scrieri sacre necreștine. Universalitatea împărăției lui Dumnezeu permite acest lucru, iar acesta nu este nimic decât o formă diversificată a aceluiași Mysterion al salvării.
Păi nu te mira de ce Francis spune și atei o să fie în cer, și homo, și cele cu avortul. Dumnezeu, dacă ne unim în acest misterion, în acest trup mistic al lui Dumnezeu, au loc toate confesiunile. E uite ce spune în Washington Post, 13 octombrie 2014. A fost provocat Francis să vorbească despre LGBT. Și el spune, homosexualii au daruri și capacități pe care le pot oferi comunității creștine. Suntem noi în stare să le spunem bun venit, acceptând și apreciind orientarea lor sexuală. Nu este de mirare că o categorie semnificativă de cardinali și arhiepiscopi catolici sunt pe punctul să se dezică de el, să-l numească antipapă. Vă rog, rețineți, arhiepiscopul Vigano. Căutați-l pe internet. Arhiepiscopul Vigano, știți ce spune? El spune foarte clar, Francisc a deturnat catolicismul. Iar Biserica Catolică este pe punctul, sunt și alții, cardinalul de Rosa, din Nigeria, este un cardinal german, Müller, dacă nu mă înșel, care toți au spus, dar nu se poate. Noi, ăsta numai catolicism. Și Papa Francis spune, n-aveți minte. Pe noi nu ne interesează teologia, ne interesează să intre tot sub umbrela catolică. Nimrod. Proiectul acesta trebuie să reușească cu orice preț. Ascultați, vă rog. Mai vreau să văd o imagine. Fiți atenți ce spune nenea Papa. În prezent, cei care au implementat cel mai bine doctrina socială a bisericii sunt chinezii. Ce a fost în Wuhan? Ce a fost în... Chinezii sunt cei care exprimă cel mai clar și conturat ce vrem noi, doctrina socială, monitorizare totală, fără niciun fel de proprietate, credit social și n-ai banii? Depinzi de mine. Eu îți dau grăunțele. Auziți? O altă imagine. Încă una. Asemănările între opiniile papei, spune Global Times, din 25 februarie 2016, dintre opiniile papei Francis și a lui Xi Jinping, ar putea fi un dar special pentru lume. Papa se îngrijorează de aceleași multe lucruri de care se îngrijorează președintele chinez. Ambii au aceleași preocupări. Comunism? Da, și încă un comunism cu deschidere, dar cu monitorizare totală. Imagine. Și am ajuns la un punct cheie. Vă rog, rețineți că în 2015 Francis spunea capitalismul este blestemul diavolului. El a fost crescut în Argentina, el a fost socialist, au susținut cauza marxistă din Argentina, au avut o istorie lungă și cine vrea să găsească istoria de atunci a lui Bergoglio, o poate găsi. Capitalismul era moarte. Și iată că în 2020, vă rog, rețineți, nu eu am scris titlul. Consiliul pentru capitalism inclusiv cu Vaticanul. Deci deodată Papa Francisc devine un mare suporter al capitalismului inclusiv. Dacă știi cine sunt, cea care a venit cu ideea este doamna de sus, o distinsă, Lynn de Rothschild. Ați auzit cumva numele ăsta? Vinde în piață ceva? Nu. E fica marei dinastii a bancherilor Rothschild. Iar ea vine, îi propune lui Francis, Francis spune, nu faceți decât cu mine, iar el este în centru. Ea este lângă el. Vreau încă o imagine, se vede mai bine acolo. Și au creat așa numiții gardienii capitalismului inclusiv, alcătuit dintr-un număr de 30 ceva de bărbați și femei, toți miliardari, iar ei, aceștia care în timpul pandemiei s-au îmbogățit de două sau trei ori,
pe spinarea chinuiților, ei vor să reformeze spre fericirea, armonia și binele dumneavoastră. Aș vrea să vorbesc mai multe. Să vedem, nu știu dacă am scos acele detalii, știam că nu o să am timp destul. Totuși, în Laudato Si din 24 mai 2015, Papa Francisc cere, iar ce vedeți dumneavoastră, European Sunday Alliance, Alianța pentru Duminică, am multe date, le-am căutat, se găsesc pe internet, există mișcări deja nesezizabile. Am aflat că aici, în Austria, duminica, poți să mergi la market că nu vei găsi nimic. Pentru că e încuiat. Și vedeți, pur și simplu, atât de fin s-a introdus că nu ne scandaliza. Da. Și când toate lucrurile acestea vor fi deja în fapt realizate, atunci se va mai spune, e duminica cea pentru biserică, pentru Papa Francis, care unește toate confesiunile, într-o zi a pământului, o zi a ecologiei, o zi a familiei, pentru că toți avem duminica, ziua soarelui, nu avem și tradiție, ea va fi elementul cunoscut. Zice în Laudato Si următoarele, 24 mai 2015. Duminica, asemenea sabatului evreiesc, este destinată vindecării relației noastre cu Dumnezeu, cu noi înșine. Legea odihnei săptămânale, în zilea șaptea, interzicea orice muncă pentru închinare. Nu știu dacă acum e momentul să vorbim despre legea duminicală. Vă citesc doar câteva mari extrase din lucrarea American Sentinel din 1 iunie 1893. Biblia zice, adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. E citat. Biserica catolică spune nu. Prin puterea mea divină am abolit sabatul și îți poruncesc să păzești prima zi a săptămânii. Și iată că toată lumea civilizată se închină reverent la porunca Sfintei Biserici Catolice. Lucius Ferraris, prompta biblioteca canonică, ăsta era un canonist vestit. Papa are puterea să schimbe vremurile și să aprobe legi, să anuleze porunca lui Hristos. Desigur că Biserica Catolică pretinde că schimbarea sabatului în duminică e propriul ei act, iar acest act este semnul puterii ei bisericești și a autorității ei în chestiuni religioase. 1923. Duminica este semnul autorității noastre, biserica este deasupra Bibliei și această transferare a ținerii sabatului este dovada acestui fapt. Dragii mei, cât mai, Doamne, până va veni Hristos? Păi nu pot veni, spune Dumnezeu, pentru că voi, oamenii, sunteți termometru. Când va ajunge la punctul de masă critică, punctul de fierbere, voi veni să opresc explozia. Pe de o parte, Evanghelia e vestită. Cine vrea să o audă, o aude. Pe de altă parte, diavolul își pregătește și el prin toate proiectele malefice și mai ales în realizarea Apocalipsei, capitolul 13, când o putere unică mondială va fi aceea care va stăpâni lumea. Noi o vom conduce și vom uni lumea, spunea, portvocea Americii, Biden, noi o vom conduce lumea și vom uni toată lumea în jurul nostru. Iar cel care este, de fapt, cel care va avea autoritatea să facă semnul instaurării depline, va fi cel care este reverent, care este adorat, este aplaudat și de atei, și de homo, și de păgân, și de... Eu am o listă lungă și nu v-am dat-o de gesturile de mare acceptare a hindușilor, vă spun totuși una, a budiștilor, a musulmanilor, toți suntem frați, veniți, veniți, veniți mai repede în staul. Vreau să vă spun doar că în 2020, în noiembrie,
sau, da, în 2020, n-am mai notat, Papa Francisc a avut o așa numită convenție amazoniană, în care a strâns pe toți episcopii din Amazonia, știți, zona Americii Latine. I-a strâns pe toți aceștia și, întorcându-se de acolo, au adus un idol. Și anume se numește Pachamama. Este o femeie goală, bine, este un profil cu pândecele mama, mare, gravidă, însărcinată, care reprezintă pământul. Și nu s-a sfiat maestrul Francisc să-l pună în altarul unei biserici de lângă Vatican. Lucrul acesta a strânit atât de mare, știu, o reacție, încât câțiva din conservatori catolici, chiar și de haine preoțești, au intrat noaptea, au luat pe Pachamama și au aruncat în Tibru. Papa și-a cerut scuze pentru gestul inuman, știu, fanatic, bigot, și a dus o altă Pachamama în loc. Noi suntem deschiși pentru toți, vrem ca să vă avem pe toți sub umbrela noastră. Și atunci va veni sfârșitul. Iar eu văd cum toate lucrurile merg galopând. Și ce va fi? Vă rog să mai aveți răbdare. Am o ultimă istorie. Nu știu dacă ați auzit că, ca urmare a primului război mondial, când Turcia a fost înfrântă, Grecia a vrut să-și recapete stăpânirea asupra teritoriilor cucerite de sultani. Și a început războiul greco-turc. La început, Grecia a avut mare succes, după care turcii au început să-i dea înapoi. Vreau să știți că Asia Mică a fost teritoriul al coloniilor grecești. Cetățile Tiatira, Pergam, Smirna, toate acestea, Efes, erau cetăți grecești și aveau foarte mulți locuitori greci în timpul acesta, 1922. Ei bine, la 13 septembrie 1922, trupele otomane au ajuns, au spart frontul grecesc și au ajuns în dreptul cetății Smirna. Izmir, astăzi. Dar Smirna este numele antic. Și în Smirna existau 400 de mii de locuitori, deci vă dați seama ce cetate mare. Nu era acolo un Wiener Neustadt, care e frumos, dar e mic. Era Smirna. Și Smirna avea trei cartiere. Cartierul armenesc, cartierul grecesc, armean-grecesc și cartierul musulman. Și soldații au intrat, era luptă încă, mă rog, se căuta să se țină tampon, deși marea parte a armatei grecești a dat bir cu fugiții. Și atunci s-a întâmplat ceva. Cineva în cartierul armenesc a aruncat o torță, s-a prins casă din lemn și a început să ardă. Și toată Smirna curând a fost cuprinsă de foc. În spate erau turcii care au spus, abia așteptăm să putem intra, să măcelărim pe toți. Iar oamenii creștini, armeni și greci, s-au refugiat pe plaja Mării Mediterane. Și spune că veneau, nu 10, nu 1000, nu 10.000, nu 100.000, o grămadă încât intraseră în ocean și nu mai aveau unde. Și din spate focul, din fața marea, și apoi turcii așteptau sfârșitul nenorociților. Și spune că în acel moment, tocmai de 3 săptămâni venise un pastor episcopalian, că sau presbiterian, unul care era adus din spate, era cocoșat, ușor cocoșat, era tânăr, avea soție și 2 copii și venise ca misionar în Smirna. Și el a fost martorul acelei întâmplări.
Și a zis, ce se întâmplă cu oamenii ăștia de pe plajă? Ce se întâmplă cu mulțimile acestea înnebunite? Și vede că nu fac nimic. Corăbile grecești stăteau lângă o insulă, era acolo un port, pentru că e pericol, nu ne expunem, ne nenorocim. Ce alte corăbii erau corăbii engleze, americane, era și o corăbie japoneză, italiană, nu se băgau pentru că era pericol, nu poți să ții partea dușmanului. Și atunci numele acestui misionar e Asa Jennings, Jennings cu doi de N, Asa Jennings. Când vede situația, zice, nu se poate, trebuie să fac ceva. Și a lăsat soția, zice, du-te acolo, și el, toc, 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 s-a urcat pe nava amiral a armatei grecești, Kilkis. Și zice, vreau să vorbesc cu capitanul. L-au văzut că este străin, american, l-au dus, au crezut că este un politician, un ambasador, un diplomat. Și a spus capitanului, vreau acum să scrieți la guvernul grec. Acum! Dacă până mâine nu degajați flota comercială grecească să salvați pe acești oameni, eu voi publica în toată lumea genocidul vostru. Nu l-au întrebat cine ești. Pentru că omul era hotărât și vorbea clar. Au spus, bine, dați telegrama. Și s-au dus la telegraf și acestea au spus, comunic, dacă până mâine, la ora cutare, nu ați deblocat flota să-i salvați din Mitilene, acolo era portul Mitilene, dacă nu, atunci eu comunic în toată lumea rușinea voastră. Iar cei din guvern au spus, ești american? Da. Atunci să se facă, dar sub responsabilitatea și conducerea ta. Ok. El ia un vas, se duce în portul Mitilene și spune tuturor, poruncă, mergeți și luați-i. Dar nu putem. Dacă nu, se întâmplă nenorocirea. Și sub presiunea lui Asa Jennings, corăbile în sfârșit spre seară se mobilizează. Focul se apropia. Oamenii erau în mare, nemâncați de două zile, stăteau în apă, plângeau. De unde vine salvarea? Și spre zorii zilei, când lumina răsărea, se vedea salvarea pe mare. Zeci de corăbii se apropiau și din inima sutelor de mii se aude un singur strigăt. Salvarea! A venit salvarea! Suntem salvați! Dragii mei, salvare în momentul critic în care aproape că nu mai crezi nimic. Timp de 4 zile el a scos pe toți creștinii și a dus în alte locuri. Iar acesta a fost unul din cele mai mari acțiuni de salvare făcute de un singur om, un pastor episcopalian, Asa Jennings. Există, dacă vreți, monumente în care, sigur, s-a uitat, în care se aduce un omagiu acestui om. Hristos va veni în momentul când nu va mai fi nicio soluție și când deodată Salvatorul va apărea în momentul masei critice. Nu avem motive de teamă. Avem doar motive de a ne verifica cum e inima mea, dacă sunt pe linie. Am motive doar să mă întreb ce fac eu? Sunt un smochin uscat, neroditor? Sau mărturisesc umil la locul meu sau în jurul celor pe care îi cunosc? Acum este momentul să spui întrebarea. Și aș dori să vă provoc la o cercetare. Vă invit să ne dedicăm pentru rugăciune pe care vreau să o înalț eu, nu înainte însă de a vă lăsa suficient timp ca să vă ascultați inima. Tatăl nostru, stăm înaintea ta, acum când ochii noștri au privit orizontul și simțim că ziua cea mare se apropie în grabă.
Părintele nostru, Tu ne cunoști pe noi, știi lucrurile cu care ne luptăm, slăbiciunile noastre, chiar și păcatele noastre. Iată-ne înaintea Ta, Te rugăm, vorbește inimii fiecăruia dintre noi. Ascultă ce-ți spune inima noastră. Părinte bun, ne pare rău că pământul cu atracțiile sale ne fură adesea privirea și idealul și ținta în viața noastră. Te rugăm să ne ierți și ajută-ne, Doamne, ca în fața viitorii a lui tsunami care se apropie. Ajută-ne, Doamne, să luăm o hotărâre chiar acum. Ascultă, Doamne, hotărârea noastră. Te rugăm, Tatăl nostru, ajută-ne să te facem pe Tine comoara de mare preț, să vindem tot ce avem și să-ți dăm Ție inima noastră, în așa fel încât ziua aceea să nu ne surprindă cum va surprinde lumea aceasta amețită de vinul Babilonului. Și acum, Tatăl nostru, te rugăm să continui lucrarea în noi și să nu ne lași în groapa noastră sau în slăbiciunile noastre. Dă-ne, te rugăm, hotărârea de a ne preda Ție și să te lăsăm pe Tine să săvârșești biruința față de păcat, față de eul nostru și biruința față de teama de a mărturisi Evanghelia. Credem că Tu ai ascultat rugăciunea fiecărei inimi și vei răspunde după marea Ta iubire și îndurare. De aceea lăudăm și preamărim numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.